Bună seara, sunt Natalia Chertenea. Aici vorbește Moldova, în acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Miros de fum, gunoi putrezit și sticle aruncate la etajul 9 al unui bloc de pe strada Alba Iulia din Chișinău. Locatarii blocului sunt disperați și nu mai știu cum să lupte cu problema dată. Nu, ne fric, se-a. Iar problema oamenilor este un vecin de la etajul 9. Ultima ispravă acestuia pur și simplu i-a îngrozit pe locatarii blocului. Bărbatul și-a incendiat intenționat propriul apartament. Noi nu știm ce să facem. Vecina care ia, că e tot deasupra mie, încă mai tare. Că noi ne temem că s-a prăbușit într-o zi casa asta. Mai mult, locatarii spun că nu este pentru prima oară când bărbatul își dă foc la casă. Așa de frică, așa de strașnic, Doamne ferește, ce se face. A fost de-am 4 ore când dă foc. Deși s-au plâns de nenumărate ori la autorități, locatarii blocului spun că problema a rămas nerezolvată. Oamenii se tem că într-o zi se poate întâmpla o adevărată tragedie. Am spus că nu știu, nu pot să fac nimic și nimeni nimic nu spune și el în fiecare zi face. Cine este locatarul de la etajul 9 și ce îl face pe bărbat să-și ardă casa? Ce alte probleme ar fi creat el și de ce vecinilor săi le e frică pentru viața lor? De ce administratorul blocului a fost împotrivă ca locatarii să vorbească public despre această problemă? Dar și ce soluții propun autoritățile? Aflați în această ediție. Claudia Ponomareu locuiește în blocul cu pricină de mai bine de 30 de ani. Femeia se plânge că de ceva timp nu mai suportă condițiile în care trăiește. Mai mult, pensionara spune că este frică să intre de una singură în scara blocului. Care este motivul? Aflăm de la ea. Să o întâmpinăm. Bună seara, doamna. Bună seara, doamna Claudia. Bine ați venit la noi. Vă rog, bine să v-am găsit. Senină la față, cu zâmbet pe buze, chiar dacă ați venit cu o problemă la noi. Da. Vă rog să ne povestiți. De ce de la ceva timp încoace vă este frică să locuiți în propriul este apartament? Este frică fiindcă avem așa un vecin. Eu locuiesc la etajul 8, dar el locuiește la etajul 9. Așa. Și ne face probleme că face foc în casă. El n-are servicii nimic, nici apă, nici lumină, nici gaz. Și face foc în casă. Aduce lemne, își face ceai, eu știu ce mai faci, și-i fum. La foc deschis. La foc deschis în casă, în cameră. Și de acum a fost o incendiat de vreo 5 ori. Când ultima dată? Ultima dată, penultima dată a fost pe 14 februarie. Ultima dată a fost, iacate, am o recent. Acum câteva zile? Sâmbătă trecută. Aolea. Și el ce a zis? A zis așa, că vecinii au bătut la ușă, deschide, ce faci? Dar el a zis că nu deschide, dar eu chiar am dat foc singur. Fiindcă a să mă ia iar pe 20, ce să-mi facă? O să mă ia iar pe 20 de zile, o să mă hrănească cu mancă și iar să-mi dă drumul. Și iar să fac tot același lucru. Ziceați colegilor mei că vă este chiar frică să intrați singurică în scara blocului. Da, de ce el e foarte agresiv. Deja de vreo 3 ani e foarte agresiv. Și dar mai ce vă face? El merge așa cu un băț și singurul e negru, murdar și neberberit, strașnic, și el, dacă îi faci ceva semnări, el te amenințează că eu am cuțit și o să te tai cu cuțitul și o să fac... Personal vă amenință? Da, pe mine, da, nicătând la aceea că eu tare mi-eram milă de el și nu-l obișnuiam, dar eu cred că dacă e bolnav, da, dar bolnavii îi prezintă pericol nu numai pentru locatarii noștri, dar prezintă pericol pentru toată societatea. Și încă ce el, doar, nu că numai mental, dar el acum în nevoia asta mondială, pandemie mondială, el aduce toată mizeria în casă. El de la gunoi aduce toată mizeria și pe urmă le dă foc. Care nu-i place, aruncă peste geam. Da, muia nici geamuri n-are.
acolo e dezastru. În scurt timp vom vedea ce a rămas din apartamentul bărbatului de la etajul 9, despre care vecinii spun că le face zile fripte. Dar mai întâi să auzim ce povestesc locuitorii blocului. Atenție! Vecinii spun că bărbatul locuiește în bloc de mai bine de 10 ani. El are 45 de ani și nu are familie. Casa i-ar fi rămas moștenire de la mama lui. Apartamentul catarnic nu e al lui, e al mamei lui. Dar ea e decedată și la moment acte, adică de moștenire, nu sunt pe dânsul, dar sunt într-un fel, are dreptul el și sora lui. Oamenii spun că locuința a fost pustie mult timp. Bărbatul alături de sora sa și mama sa au muncit în Italia. Ni copile tu quartierul. Da, mati уехала в Италию, там она умерла, и у него сестра там, ну у неї своя уже свої діти, муж там. După ce a revenit de peste hotare, bărbatul a schimbat mai multe locuri de muncă, dar la niciunul nu s-a reținut. A fost o persoană care i-a practic i-a dat de lucru, nu greu, trebuia să stăie doar cu găștele pe malul Iazului, dar îl hrănea, îl dădea adăpost normal, nu așa cum în condițiile în care el trăiește. Și practic s-a terminat tot cu aceea că el i-a vândut găștele pe 2 bani și a fugit de acolo. Adică, și el practic nu prestă locului, chiar și unde e bine nu stă. Adică el e un tip hoinar care îi place să hoinărească. Locatarii blocului povestesc că în primii ani bărbatul se comporta adecvat și avea relații bune cu cei din jur. Inițial vă spun că era mai blând, da, bolnav, îl înțelegem, îl mai ajutam, și nu numai eu, mulți vecini, adică îl mai ajutau cu mâncare, unii cu bani. De la un timp însă bărbatul a început să se poarte ciudat, spun vecinii lui. Iar de atunci au început și problemele. Tot 12 și dați vă rog o țigară, dați vă rog 10 lei. Oamenii zic că în ultimul timp comportamentul bărbatului îi îngrijorează din ce în ce mai mult, în special jocurile sale cu focul. Cu frică trăim aici. Închipuiți-vă, eu ieri mergem și mă gândeam, măi, trăiește lumea liniștit. Dar noi nu avem odihnă, noi, dar dacă se întâmplă asta, noaptea, ori ne nădușim, ori zburăm în aer. Spuneți-ne, vă rog, cât de grav a fost ultimul incendiu pe care l-a provocat bărbatul? Ultimul tot a fost, dar a venit din, cătând la ceea că a venit numai o mașină de pompieri, dar când pe 14 februarie, trei mașini au fost și atâta apă au turnat și nu știau ce. Peste tot era apă și podul la mine. V-a fost afectat apartamentul? Da, și podul și peretele și... dar faptul că noi am ieșit atunci afară, tremuram toți, care și repede când ne-au zis să ieșim, care cum s-a îmbrăcat, care ne-a îmbrăcat, dar atunci chiar era ger afară. Și atunci au fost foarte grav. Atunci... Și nici nu aveți de la cine acum să cereți despăgubiri pentru... Da, de la cine? De la cine? De la pompieri am aflat că timp de o lună bărbatul care locuiește la etajul 9 și a incendiat locuința de 3 ori. Iată ce ne-a mai spus. Atenție! În urma cercetării incendiului s-a constatat că incendiul a fost provocat intenționat de către bărbat cu scopul de a se încălzi din cauza temperaturii scăzute de afară. Totodată, proprietarul apartamentului de nenumărate ori a fost internat forțat de către angajații poliției în Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde este și la moment plasat. Ca urmare a evidenței statistice a incendiilor, s-a stabilit că în apartamentul numărul 70 s-au produs mai multe incendii și anume. La data de 4 martie 2020, cauza fiind imprudență în timpul fumatului. La data de 14 februarie 2021, cauza fiind imprudență cu focul. Și, respectiv, la data de 13 martie 2021, cauza fiind incendiere intenționată. Un caz ieșit din comun, un caz care pune în pericol viața și sănătatea vecinilor, își pune în pericol viața proprie, deoarece cu focul nu te joci, dar vedem dacă avem o astfel de persoană care are o anumită diagnoză, are anumite necesități speciale,
atunci problema respectivă ține de competența organelor statale. Apropo, doamnă Claudia, dumneavoastră v-ați adresat la autorități cu plângeri? Da, s-a adresat, am scris vecina care din deasupra mea, că eu sunt la ripa stângă, el e la ripa dreaptă, dar ea tot a fost tare afectată, peretele ei, ca parcă e afară. Că e, dacă e la dânsul stecle nus, peretele ei tăman iese chiar afară. Și ea a scris la primărie, la pretură, nu știu pe unde a mai scris, că eu am semnat. Da, am încredere că eu știu ce se întâmplă. Deci i-a adunat semnături de la convocatari. Da, da. Și i-au spus deodată că nimic, nu, cu nimic, nu o să, nimeni nu o să vă ajute cu nimic. Cine i-a zis asta? Eu nu știu cine. Sau la pretură. Ea mi-a transmis. Am o părere de rău, dumneavoastră, e cu COVID. Ați pomenit mai devreme că pe lângă incendiere, acest vecin vă face și alte probleme? Adună face gunoaie? Face, aduce gunoaie, aduce, cer scuze, se urinează în ascensor. Și chiar la gunoi, la etajul 8, unde eu locuiesc și noi facem curat, că la etajul 8 facem curat noi, de la etajul 8. Și acolo chiar, scuzați, chiar ceva mai serios, mai mizerabil. Dar cui îi place asta? Îmi pare că la nimeni nu i-ar plăcea. În apartamentul lui ați fost vreodată? Să vedeți cum arată? Da, eu înainte mă duceam mai des, când era mai normal, îi duceam ceva mâncare, făceam câte o castrulie. Deci, de da, milă. Și câteodată, când era mai mare, că am avut probleme de sănătate și mă duceam și ziceam, Igor, vină și ai să iei castrulea cu zamă sau... Și el vine și o lua și zice, mulțumesc, ne-o aduce spalat, câteodată zice că... Câteodată, ce nu ți-am spălat? Zic, las, nu-i nimic, principalul nu ne-o aduc peste o săptămână. Dar acum, gata, eu, atunci încă așa mai era, da, acum eu n-am fost. Eu... Ca să înțeleg, deci dumneavoastră ziceți că era adecvat cumva, da? De... Îl hrăneați, vă aducea vreau înapoi, să cratiți. Vă spun că așa, el de 3 ani, cum a venit de acolo, de la țară, cum spune Marcel, că l-a bătut acolo, el nu a fost din luna mai, până toamnă târziu, până în noiembrie aproape. Și când l-am văzut, nici nu l-am cunoscut, numai așa, pe glas, puțin, puțin. Și el, parcă, da pe urmă, el îmi pare că tot în 2018 n-avea nimic, nici gaz, nici apă. Și a dus lemne, le-a pus în rolă și-a dat foc. Și... Marcel a ieșit, ce faci măi, dar eu vreau să-mi fac o leacă de mâncare. El s-a schimbat atunci după ce a fost la țară? După ce a fost la țară, da, gâștele. S-a spălat, s-a schimbat mult, da, comportamentul lui. Da, haideți da. Să vedem cum arată apartamentul acestui vecin al dumneavoastră. Apartamentul de la etajul 9 atrage atenția oricărui trecător care aruncă o privire în sus. Locuința nu are geamuri, iar pe pereții din exterior se văd urme negre de funigină. Când am urcat la etajul 9 al blocului de pe Alba Iulia, ușa apartamentului în cauză era deschisă. Din locuință venea un miros înțepător de gunoi și fum. Am găsit locuința într-o stare deplorabilă. Tavanul și pereții au rămas distruși de flăcări, iar mucegaiul a invadat întreaga casă. Cele două odăi ale apartamentului sunt pline de gunoi, printre care se observă mai multe sticle goale de alcool. E mai curat în gunoi și jos decât la noi în casă. Faci treburile pe un ascensor, adică pe scară permanent, dacă târâi fel de fel de gunoiuri de afară, e o mizerie totală. Locatarii blocului spun că bărbatul nu a achitat de mult timp serviciile comunale și din această cauză locuința lui a fost deconectată de la curent, gaz, apă și căldură. Mai devreme ne-ați spus că... Cumva nu puteți discuta cu el deja, da? Pentru că este neadecvat și vă e frică. Dar cu cineva dintre rudele bărbatului ați încercat să faceți legătură? Vreau să zic că este o mătușă a lui, trăiește la Botanică. Eu nu o cunosc, o cunoscută a mea bună, a fost vecina lor, că ei au locuit pe Deleanu în 3 camere și au avut
cred că nevoie și ca să treacă într-un apartament mai mic, l-au vândut pe celălalt și au trecut aici. Păi, atunci, vecina de acolo, eu o cunosc pe dânsa și el cunoaște pe dânsul, ei tot deseori aduce mâncare lui. Și ea a spus că doamna, mătușa lui nici nu vrea să audă. A spus că înainte eu îl ajuta că era soțul în viață. Dar acum ea singură e pensionară și ea singură poate are nevoie careva, de careva ajutor. Și de alte rude și nici, nu, eu de-am dat telefonul ei și eu i-am dat și lui doamna Zoia și nu răspunde și nici Marcel. Toți... deja vă evită cumva, da? Această doamnă. Păi da, e de-am știe că dacă o sună ce, un telefon necunoscut, înseamnă că în privința lui dacă persoanei eu în cauză. Aș continua gândul în felul următor. La mijloc este o persoană care are nevoie de necesități speciale. Nu este un animal. Vedem că de 5 ori a încercat să se încălzească, poate cineva a intenționat. Este o persoană care n-are cu ce încălzi, n-are cu ce mânca. Este o persoană care pur și simplu trebuie tratată. Și nu dintr-o parte ne uităm și spunem, uite că el nu are asta, nu are asta, nu are asta, dar ce-a făcut fiecare de noi ca să contribuim cu această persoană să fie tratată, să fie tratată ca și un om. Dacă este cu necesități speciale, atunci noi trebuie să batem, să facem, strigăm, uitați-vă, tutelă și curatelă, avem o persoană aici care după de jumate de an nu mai este adecvat, uitați-vă că el este agresiv, boala lui progresează, să nu așteptăm noi când a săvârșit vreo leziune corporală sau nu dea Domnul să omoare pe cineva și după ce îmi spune că da, el e fără discernământ și nu va fi atrasă răspundere. Nu trebuie să ajungem la așa situație. De aceea e bine ca... E bine anume ca dumneavoastră ca vecini, fiindcă îl vedeți dumneavoastră cel mai des pe el, anume, dumneavoastră aveți cel mai mare interes ca față de această persoană să fie stabilită o tutelă. Anume o tutelă din partea autorităților publice, dacă rudele, uitați-vă, nu vrea să asculte de el. Și al doilea moment, să vedem ce a făcut poliția, ce a făcut serviciul pompieri și salvatori mai târziu, ce a făcut medicul de serviciu și în general. El spune că 20 de zile mă duce la spitalul de la Costiujeni, 20 de zile mă hrănesc cu ce au spus cu griji, da? Așa am înțeles, după ce mă reberează acasă și gata. Uitați-vă cum se reduce tratamentul în Republica Moldova. În scurt timp veți afla ce poveste are bărbatul despre care vorbim în această seară și veți auzi o explicație a faptelor sale. Echipa noastră a găsit rudele bărbatului care ne-au povestit mai multe despre el. Dar până atunci, să vedem ce ne-au mai spus și alți locatari ai blocului de pe strada Alba Iulia. E bun, puteți să-mi pericol, da. Dar nici nu știm ce să facem. Chiar că mă uit vecinii care cu dânsul trece în partea aceea, m-am întrebat, s-au interesat și au spus că da, nu, poate că nu are ce să-i facă, da. El dacă s-a dus la, îmi pare că la Curchi a fost ultima dată ori, la Costiujeni, acolo, da. O stat 3 săptămâni, da drumul. 3 zile acasă și iar a dat foc el. O tașe țea că e musără, e tătă tot. E de moi, tam tăcai voni greași, e tătă tot musărnă, tam unde u nas, tot abărăsaim, on zăbival nesca raz. Da, так що имели с ним. И боимся, что может затопить. А я делал недавно вот ремонт. Тем более для меня пенсионер это сложно будет. Чтобы или вылечили, или его, или там пусть остается. Просто он будет все время так делать. Кира Кума Саускат. Наурамас тот не врудащий мироз. Шибаешь, ведь его тот мироз уреди тот. Ел куфетица мя, он стрелс 40 de călderi de apă. Și nu fost acasă, nu am și vecinii, cred, mai de jos. Doamna Claudia, știu că în această seară la noi în platou trebuie să ajungă mai mulți vecini de-ai voștri, dar s-au răzgândit. Da, s-au răzgândit. Știu, nu știu de ce. Nu pot să vă spun. Dar președintele a zis luați-vă avocat și dați în judecat. Și nu umblați voi pe la televiziune. Aha, deci acum înțelegem. Cumva a încercat să vă oprească și pe dumneavoastră? Sau nu? Nu. Eu nici nu. Și acum, când reveniți acasă și dați ochii cu el, ce o să vă zică? El locuiește în scara următoare, a treia scară.
Și n-are nicio treabă. Mai puțin îl afectează. Mai în hata scraiu, nici voi nu știu. Numai că-s președinte. Și altceva. Ce? И ну и бенеди такут. Дело вот скопить от гуноя веста, что я дат фу. Я усигур, что я ну и болнав, что психиатрия носа и фака немиг. Перманент сынту грижи, как пас еще вас интемпли. У меня это как вечинь, а вече мой мари интерес, как вы протежать проприетатя. Faci probleme, faci foc în casă, la foc deschis în casă, în cameră. O incendiat de vreo 5 ori. Vecinii au bătut la ușă, deschide, ce faci? Dar el a zis că nu deschide, dar eu chiar am dat foc singur. Noi am ieșit atunci afară, tremuram toți. El te amenințează că eu am cuțit și o să te tai. Este o persoană care n-are cu ce încălzi, n-are cu ce mânca, este o persoană care pur și simplu trebuie tratată. Reamintesc că în această seară discutăm despre un bloc din capitală, de pe strada Alba Iulia, locatarii căruia se plâng pe un vecin de la etajul 9. Acesta practic și-a distrus locuința care nu are geamuri și e plină de gunoaie. Dar cel mai grav este că bărbatul își dă periodic foc la casă. Toți locatarii sunt speriați și indignați, însă doar unii îndrăznesc să vorbească deschis despre problemă. Asta pentru că administratorul blocului le-ar fi interzis să o facă. Marcel Stici a avut curajul totuși să vină astăzi în platoul nostru. El locuiește la etajul 9 al blocului, chiar vis-a-vis de apartamentul cu probleme. Să-l întâmpinăm. Bună seara, Marcel. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la noi aici. Știm că ați avut mai multe conflicte cu vecinul dumneavoastră. De la ce au pornit? Păi, din cauza că, practic, el având niște dereglări psihice, practic prezintă un pericol pentru cei din jur. Și nu pot să zic că e un conflict anume între mine și dânsul. Adică e pur și simplu faptul că eu, diferența între mine și ceilalți, e doar că eu trăiesc cu ușă în ușă cu dânsul. Dar el e periculos pentru toți care îl... Și cum e traiul ușă în ușă lângă acest vecin? E deranja? E un permanent stres. Având 3 copii, practic, permanent simt o grijă că poate ceva să întâmple. Dar i-a amenințat sau cumva i-a agresat? El, practic, e o fire așa mai agresivă și și-a format agresivitatea ca o scut de apărare față de ceilalți. Înainte el nu era agresiv, practic era destul de blând, dar cu timpul a devenit... De ce s-a întâmplat? Poate l-a provocat ceva. De ce s-a schimbat atât de mult? Păi schimbă cu un pic. Cred că el având dereglările date, probabil trebuie la un anumit moment să fie cumva tratate. Ies de sub control, cred că. Ați încercat cumva să găsiți o soluție pentru el? Până însă e greu discutat, pentru că e greu, e imprevizibil. Câteodată el e blând, câteodată e foarte agresiv. Și am încercat, desigur, că au fost cazuri când mi-au speriat copilul și am încercat să vorbesc. Dar, practic, nu a dus la nimic bun, pentru că el devine mai agresiv. Și mai agresiv, asta îl provoacă și mai mult. Dar spuneți-mi, vă rog, la autorități v-ați plâns? Cum v-au ajutat? Păi, practic, doar în cazurile când, cu incendiile, să spun, și când deja se comporta agresiv față de copii din curte, a fost când am sunat la poliție. Dar, practic, nu pot spun că se rezolvă, deoarece cazurile se repetă, adică... Poliția a venit? Ce-a păi, desigur. Vine, îl ia, îl duc la, probabil, la spitalul psihiatriei, dar acolo mai mult de vreo 3 săptămâni nu-l țin și vine înapoi acasă și iarăși... Se întâmplă că la început e mai calm, ci drept ultimul timp, dar e cam puțin calm, să spunem așa. Înainte, când îl luau, o perioadă era probabil sub influența încă a tratamentului și era așa mai calm o perioadă. Și acum, acum probabil deja nici nu-l mai ajută și ce tratament îi mai fac. Pentru că deja... Deci, practic, nu se schimbă, da? Păi, ultima dată, el, practic, a venit doar de la psihiatrie și peste 3 zile a făcut iarăși un incendiu, a provocat un incendiu și iarăși l-a luat.
Dar ce spune el? Nu pot spun că... În genul lui, el e indiferent de... Durerele și bătăile cap celor din jur. Nu, zic că, iată, cu incendiul, da? Ultimul chiar incendiu. Îl întrebați de ce dai foc? De exemplu, el a provocat multe incendii. Primele erau, poate, din greșeală, din întâmplare. Adormea. El neavând, nefiind conectat nici la căldură, nici la apă, n-are de fel comunicație. El, practic, trăiește afară. Eu mă uit, geamuri nu are, acolo îi trebuie să fie în frig. Păi n-au mai rămas nici geamuri, că după atâtea incendii ars tot. Deci el la început incendiile se produceau din greșeli, să spunem așa. Acum el dă foc intenționat. Dar intenția lui este să gătească mâncare, să se încălzească? Primele sau cazuri chiar... asta au fost. Adică incendiile s-au întâmplat că era ori a uitat ceva pe foc, niște mâncare și a dormit sau chestii de astea. Dar... Iar acum care ar fi motivul? Penultima dată a spus că cineva i-a adunat gunoi la dânsul în odaie și el a vrut scăpi tot gunoiul ăsta și i-a dat foc. Și aceasta a fost soluția. Ultima caz, cred că el, doar întorcându-se de la psihiatrie, a vrut să întoarcă probabil înapoi, a văzut că e frig aici și a găsit soluția asta. A dat foc, au venit toți, l-au luat și l-au dus. Deci el a dat foc apartamentului ca să revină înapoi, să-l ia înapoi eu la spital? Eu presupun așa, pentru că la moment când ieșea fum din apartament, el era înăuntru, eu cu vecinul de un etaj mai jos, băteam la ușă ca să oprească focul. El, vecinul spunându-i, hai cam ușa-ți vii și o să chemăm salvarea, stiei. E, și ce o să-mi facă ei acolo? O să mă hrănească 20 de zile cu terci și o să-mi dă drumul iarăși. Adică el e pregătit de mișcările. Deci schimbări, deci este conștient ce va urma și nu păi este da, el frică. Nu pot spun că nu-și dă seama ce face. Adică el poate are ceva, niște aiureli în cap, dar nu tot timpul e... În marea majoritate a cazului, clar lucru, el își dă seama. Iată cu ce s-a soldat tentativa noastră de a vorbi cu administratorul blocului în cauză. L-am întrebat despre problema locatarului de la etajul 9 și despre soluțiile care se caută. Răspunsul dumnealui îl vedeți acum. Eu nu vreau să discut. Mie trebuie soluție, nu se discute. Eu v-am spus, eu fac tot ce e posibil. Vecinii vor să participe la emisiune. Poftim la participare. Două ore mi-a evacuat deșeurile. Ultima dată a fost făcut lucrul ăsta în august. Eu personal am fost încărat și prin de două ori și am sfert tot personal. Dar, în afară de asta, el de la etajul nou aruncă obiecte diferite, ca așa un copac. Este acolo un, spun în română, un barban la mașină de spălat. Până la chestia asta, s-au aruncat și televizorul, s-au aruncat și alte obiecte care sunt periculoase pentru viața sănătății. Incendiile astea se petrec din 2019. După primul incendiu, eu am depus o petiție la Chișinău Gaz, la Moldova Gaz, și a fost aparent debranșat de la energie cu gaze naturale. Că dacă acum, în 14 februarie, la incendiu care a fost, aveți fi gaze naturale, atunci exploda etajul nou și cu etajul tehnic se duceau. Izolarea lui de societate. Este la psihiatrie, astăzi am aflat, totuși la psihiatrie în Republica Moldova și în Codru și pe la Soroca, este o secție unde mai sunt izolați oamenii psihic bolnavi. Iar că asta e unica soluție. El singur se cere acolo. El acolo este hrănit, el acolo este spălat, acolo este, are casă, are... Adică el singur se cere. Probabil asta e și scopul dânsului. Incendiază apartamentul să fie dus la psihiatrie. Ce privim noi acum, merge vorba despre o boală psihică care se numește hoarding. În engleză, sau hoarder, deci persoane care au obsesia aceasta maniacală să colecteze diferite deșeuri sau diferite obiecte. În multe cauze, de la 2 la 5% în lume sunt bolnave așa persoane, cauza este pierderea unei persoane dragi. Deci ceea ce am auzit noi, în Italia, că el a trăit în Italia cu mama și cu sora și decesul mamei lui, de fapt, a fost cauza din care ei s-au întors, ceea ce am auzit în platou. Încă una dintre cauze este trauma craniocerebrală, deci ceea ce s-a zis că el a fost la țară și a fost lovit. Deci asta este a doua cauză care este menționată în, deci în cauza după care apare aceste boli. Astea unele dintre cauze și noi vedem că două deja sunt prezente. Și atunci noi vorbim că în afară de aceasta, deci
singurătatea dumnealui, ea este așa de pronunțată și profundă că el nu are altă cale să apeleze la oamenii din jur decât să dea foc. Deci focul acesta este un fel de simbol, un simbol de curățare, așa și este în multe în mitologie folosit focul ca curățare, deci undeva în subconștientul lui el folosește focul ca să curățe spațiul acesta, trauma aceasta pe care el o are, inclusiv este o sursă de a atrage atenția locatarilor, ceea ce observăm noi acum. Deci singurătatea lui, lipsa de dragoste, lipsa de persoanele dragi, face ca oamenii din jur, oameni străini, să devină într-un mod, în ghilimele, apropiați de el, ca să-i pasă de el. La poliția, dar și la pretura sectorului Buiucani al capitalei s-au adunat mai multe plângeri pe numele bărbatului care și-a incendiat apartamentul. Iată ce spun autoritățile la acest subiect. Atenție! Polițiștii au stabilit că bărbatul în cauză și care este și proprietarul locuinței se află la evidența medicului psihiatru, fiind imediat solicitat un echipaj medical specializat, unde bărbatul a fost preluat și transportat la spital, unde ulterior îi se acordă îngrijirile medicale de care bărbatul are nevoie. Din partea locatarilor a blocului dat ce se află pe strada Alba Iulia, poliția a fost sesizată de mai multe ori. În toate cazurile, poliția reacționează, merge la fața locului. Ulterior, poliția sesizează organele competente, cum ar fi autoritățile publice locale, merge vorba de pretură, primărie, pentru a interveni. Toate acestea, adică și autoritățile publice locale cunosc despre bărbat, chiar și au intervenit și ei cu ajutor în caz. Avem o nemulțumire foarte mare din partea locatarilor. Nu știi la ce te poți aștepta mâine. Acum încidează, mâine inunde sau ceva facem. Mai mult de atât, uneori domnul are și un comportament agresiv. Acest domn sistemic aduce în apartament tot felul de resturi, de peleți, de materiale de construcție, de lemn și odată la anumită perioadă, din păcate, primește că iau foc. Noi, în ceea ce privește din partea preturii, am evacuat din acest apartament mai multe rute de tot ce colectează domnul. Însă el aceasta o face sistemic. Este însă și problema cu apartamentul, dat fiind că sunt doi frați, soră și frate. Sora domnului se află în Italia deja de mulți ani, nu s-a întors în țară și nu planifică. Și ea este, în fapt, proprietara două treimi din apartamentul dat. Și avem o treime din apartament în care nimeni nu și-a asumat moștenirea după moartea, decesul mamei acestor frați. Noi împreună cu inspectoratul de poliție lucrăm la faptul cum am putea diminua și mai mult izola pe acest domn, astfel ca el să nu pune în pericol viața, imobilul, în afară de a trimite domnul la lecuire. Noi, la modalitatea practică, nu putem face nimic. Eu nu sunt de acord cu reprezentantul preturii Buiucani, deoarece în practica mea de apărător a drepturilor omului, cât am fost la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, noi am monitorizat în ce măsură sunt respectate drepturile persoanele în internatele psihoneurologice. Cazul nostru cade perfect. Ca persoana respectivă să fie internată în aceste instituții pe o lungă durată, deoarece vedem că ea este benevolă, ea vrea să fie internată, însă în legătură cu faptul că spitalul de psihiatrie maximul ce poate să-l trateze 20 de zile. De aceea, administrația publică locală, polițistul de sector,
pretura, administratorul blocului creează o comisie, se adresează către Ministerul Ocrotirii Sănătății, etc., etc., ca să-i bruneze sau să identifice un loc în aceste internate și în cele de urmă să fie staționat sau să fie instituționalizat acolo, fiindcă nu-i bine de tăcut. Dumneavoastră, ca vecini, aveți cel mai mare interes că să vă protejați proprietatea, deoarece atunci când vin pompieri, vă neacă. Și, numai, și la fel dumneavoastră aveți trei copii și vă pune în pericol inclusiv sănătatea copiilor dumneavoastră. Eu aici am văzut câteva accente la care noi cumva nu am atras o atenție deosebită, și anume că dânsul nu este proprietar al apartamentului. Opțiunea de a intra în moștenire a rămas vacantă pentru el. Acum, întrebarea mea este că dacă sora are două treimi din apartament, atunci el a rămas cu opțiunea de a intra în succesiune deschisă. Întrebarea este, opțiunea de a obține moștenirea a fost până la 1 martie 2019 sau decesul mamei s-a produs după 1 martie 2019? Până la, pentru că sunt cazuri diferite. Dacă acest lucru s-a produs până la 1 martie 2019, atunci deja opțiunea lui ar putea să fie terminată. Cine vine să-l apere, să ia prin interesele în fața unui notar? Asta o poate face sora, dacă are un titlu de curator sau de tutore asupra lui, ori chiar instituția de tutelă și curatelă ca reprezentant pentru a putea și a permite el să devină proprietar. De ce eu spun acest lucru? Pentru că Codul Civil astăzi permite ca instituția, fie care își dorește, asta poate fi organul de tutelă și curatelă sau un consiliu de familie, ar putea din contul proprietății pe care el o posedă să instituie în continuare, cum a spus și domnul Teo, o instituție în care să-l îngrijească și acea instituție să-și ia costurile din valoarea acelei moșteniri pe care el o are. Deci să se vândă apartamentul, iar partea lui sigur că prefăcută și în bani, da, să fie, să meargă pentru întreținerea lui. Asta este prevăzută astăzi în Codul Civil modernizat. Colegii mei au căutat rudele bărbatului și au reușit să discute cu o verișoară de-a lui. Haideți să auzim. Nimeni nu cunoaște, nimeni absolut. Nimeni. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat? Azi, ce stare a ajuns așa? Primele simptome au fost halucinați. Că a fugit pe cineva, că vrea să-l ușit. De acolo. Adică el a venit în Moldova, nu l-a agresat, că vrea să-l ușit, că el cu cineva ceva a făcut, ce anume nu știu. Astăzi, întâmplarea de-a spus în voi. Adică noi, după ce a fost prima dată internată, m-am auzit lucrurile astea. Dar el are o diagnoză concretă sau nu știți? Schizofrenie. Dar când i-a fost pus diagnoza, nu știți? 2007. Cum a spus medicul, un alt dat deștept. Stefanie prea oameni. Pe parcurs am înțeles asta. Dar noi am încercat să facem. Dar noi am venit, am făcut pașaport, am încercat să vindem apartament, am încercat să tot directorul l-am plasat în Ariel. El ies și începe în biet. Pentru că el nu vrea să nici să lucreze. El e internat, el ies, el iarăși începe a servi, iarăși începe și de la zero. Cum are ceva sursă de venit pentru băutură, cum el uită și la team. Pentru că el am la unul, la altul, la persoană scoți care îi cunoaște și fiecare îi se face jurele de dânsul, îi dăm bani. Nu, personal îi dăm bani pentru mâncare, eu din moment ce noi am citat să dăm bani pentru mâncare și dădem doar mâncare, eu l-am citat să vin. Nimeni nu poate pentru că atât timp cât a fost secrestrat, respectiv nu poate intra nimeni în posesie. Trebuie să întoarcă datoriile deja destul de mărșoare, pentru sectorul jucătoriei, pentru servicii comunale, pentru... Am să mai destul de bună, că s-au interesat colegii și m-au spus că în 90.000 de ei. Pentru că s-au interesat să o rămbă cu sesia de apartament, trebuie să achitit suma datoriei. Și și mă scuzați, 5.000 de euro și astea rămâși în vânt, acum nu poate. Mi-e jale pentru licenție, pentru că îi cunosc personal și după când se stres, eu care sunt pe portare, eu retrăiesc fiecare dată sunt la ușă. Noi trăim în fric și în spaimă, deja aproape 13-14 acolo din 2007. Cel mai urât lucru ce se poate întâmpla este că din cauza datoriilor ar putea apare un creditor
succesoral care ar putea pretinde de a-și culege aceste datorii și atunci el poate rămâne fără această treime din apartament. Iată, aici este un pericol și nimeni nu vrea, într-un fel, să înceapă ca să pună punct acestor lucruri. El, din câte am înțeles, el dorește lucrul ăsta, pentru că el nu are altă ieșire. Este o, cum să zic, o indiferență, o impotență din partea surorii lui. Pentru că n-ar trebui așa să se întâmple, de fapt, cum este. Însă lucrurile nu sunt de partea lui. Ați putea chiar și voi, ca vecini, din motivul că voi sunteți cei care ați intrat într-o pagubă destul de mare, atât emoțională, atât morală, cât și materială. Și ați putea dumneavoastră, într-adevăr, să vă angajați un avocat, pentru că este și în interesul vostru până la urmă. Dar, de fapt, eu aș pune accent pe gestionarul blocului, care este președintele Asociației de Locatari, să înceapă această cale și, în primul rând, este debătut la ușa organului de tutelă și curatelă, care și este responsabil de oamenii care nu au capacitate de exercițiu de plină. Eu sunt sigur la 80% că persoana dată nu este psihic bolnavă. Ea are careva dereglări, dar capacitate de exercițiu o are. Hai să-i zicem, poate nu de plină, dar oare? Lui e convenabil, nu în zadar, doamna a menționat, sau domnul, este un scut. El a nimerit în cercul ăsta vicios, neavând serviciu, elementar toalete, unii dormi, unii se încălzi, de lucru, bani, de mâncat, etc., etc. Și e un cerc vicios. Eu sigur că el nici documente nu are. Nu. Și nici nimeni nu îndrăzni să îi le facă. Deci e o persoană fără documente care nu există la moment. Plasarea lui chiar și în spitalele de psihiatrie. Pe 20 de zile trebuie să temeiuri. Organul de urmărire penală sau organul de poliție o face regulat. Și eu sunt sigur că multe ori chiar ilegal îl duc încolo. Din aceea că nu are ce face cu el, nu știu ce să facă cu el, oamenii apelează și ei nevoiți ocazional să reacționeze. Deci, momentul ăsta, elementele sistemului statal nu funcționează, cât pe orizontală, cât pe verticală. Ele nu-și duc misiunea până la capăt. Începând, chiar nu vă supărați, dar să încep cu directorul vostru al CCL-ului. El trebuie să vă apere drepturile voastre de proprietate. Ce faceți voi? Nici nu-i atrageți atenția? E un bun, tu primești salariu, vin încoace. Hai, începi procedura. Hai, fă, noi nu avem timp, avem serviciu, dar tu trebuie să te duci să îmbli, să bați alarma. Următorul pas, organul de tutelă și curatelă. Ei știu, își cunosc în sectorul lor care lucrează, câți oameni au fără adăpost, bolnavi, copii fără părinți, etc., etc. Îi cunosc, eu sigur că nu cunosc. E foarte bine știu a da praf în ochi șefilor de sus și dau niște agende că au făcut nu știu ce, salariul îl primesc bine, mersi, dar nu ies din cabinet. Ce vreau să vă atenționez? Eu sigur că el nu e bolnav și psihiatria nu o să-i facă nimic. Acolo se instalează prin hotărâre judecătorească forțat. Dar el nu poate fi instalat forțat. Acum, în continuare, ce o să se întâmple? Aici, cum a spus doamna Viorica, ca notar foarte corect a menționat că din proprietatea lui poate fi organul de tutelă și curatelă să-și ia misiunea asupra de tutelă, asupra lui, sau să institui cuiva, să roage pe cineva, vrei, nu vrei, sau na, poftim, cu deasila, dacă sunt rude apropiate. Nu își asumă ei tutela asupra lui, îl instalează într-o casă de bătrâni sau într-o casă în care va fi supravegheat și din costul proprietății care o are, asigură toate cheltuielile. Și-i finish. Dar aici procedura trebuie să o înceapă și să o duc cineva până la capăt. Și acest cineva, cine ar fi? Organul de tutelă și curatelă. Mulțumim, domnule. Eu vreau să știu dacă ești de acord cu colegul tău sau parțial, ai o altă părere. Din ce cauză parțial, fiindcă la spitalul psihiatrie se duce și binevol, atunci când are nevoie de tratament,
Nu numai de... Binevol atunci când vrei tu. Nu, dar vedeți dar nu el... când te duci poliția. Atunci deja nu-i binevol. Domnul Genian, el a dat foc special ca să ducă să fie internat în spitalul respectiv, fiindcă acolo hrănește 20 de zile. Așa bănuim, nu știu nu, exact. Așa a spus vecinul, dacă nu mă înșel. El inițial... Tudor, bindic, el nu săvârșa o infracțiune că să-l duc să-l hrănească în penitenciar. Da, eu, slava Domnului. Însă, referitor la moștenire, el nu este proprietar. Dreptul asupra acestui apartament aparține două treimi surorii. De aceea... Și o treime e vacantă ca să moștenească. Nu scus faptul sora spre tine și la celălalt o treime. Nu, poate. De aceea, referitor la faptul că organul de tutelă și curatelă s-ar putea să-și revendice dreptul de cheltuieli pe care le are, nu poate. Atâta timp cât el nu este proprietar. De aceea, soluția pe care eu o văd este persoana potrivită pentru a fi internată în spitale, sau nu, în instituțiile care se numesc internate psihoneurologice. Noi avem 4 la număr. De obicei merge tratamentul pe la spitalul de psihiatrie 20 de zile și după aceea, de lungă durată, el este deplasat sau este plasat în aceste internate. Bate la ușa polițiului sector, iau avizul de la serviciul pompier și salvator, precum că de 5 ore a incendiat, după aceea creează o comisie și ajung la concluzia că 20 de zile de tratament la spital pentru această persoană nu este de ajuns, fiindcă se întoarce și pune în pericol viața celorlalți. Deci trebuie să fie instituționalizat într-o internat psihoneurologic. Mulțumim pentru aceste concluzii. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.